Umaniștii au strâns până acum 10.000 de semnături pentru demiterea primarului Nicu Șordan. Oamenii care și-au pus numele pe liste consideră că primarul general nu a făcut nimic pentru oraș, astfel că în acest moment Bucureștiul arată jalnic. Vorbim de parcuri lăsate în paragină, șobolani care mișună pe străzi, lucrări importante de infrastructură amânate sau probleme cu țânțari în toată capitala. Campania de strângere de semnături va continua și în perioada următoare. Umaniștii sunt în plină campanie de strângere de semnături pentru declanșarea referendumului de demitere a primarului general al capitalei. Lui Nicu Șordan se reproșează că în cele 8 luni de mandat nu a făcut nimic pentru oraș. Ajungi și tu cu o semnătură pentru demiterea lui Nicu Șordan? Da, stai să te scriu aici. Noi, umaniștii, am venit să salvăm Bucureștiul. Suntem sătui de promisiunile nerealizate ale lui Nicu Șordan. Nicu Șordan trebuie să plece. Umaniștii ne-am restrâns cu toții aici și vom merge peste tot în București. București este plin de șobolani. Bucureștenii nu au apă caldă. Bucureștenii au semnat masiv petiția inițiată de umaniști. Oamenii spun că sunt nemulțumiți de modul jalnic în care arată capitala și critică dur lipsa de activitate a edilului. Sunteți de acord pentru demiterea lui Nicu Șordan? Da. Da? Și-a lucrătit, Darman. Și-a lucrătit. De ce, doamne, să plece Nicu Șordan de la primărie? Pentru că nimic nu face. Mergeți în parcul Cimigiu și vedeți ce dezastru e. Ziceți că e undeva părăsit și lăsat în paragină. A făcut treabă foarte bună. De când s-a instalat la primărie și o merită din plin. Nici nu trebuia să ajungă prin fața primăriei vreodată. Ce nu vă place? Ce nu vă place în București? Pulise, și domnul vrea să dea... Absolut tot ce se întâmplă în București, inclusiv traficul. Ești de acord cu demiterea lui Nicu Șordan, înțeleg? Nu, a făcut prea multe. Nimeni n-a făcut prea multe. Cerem demisia. Pentru ce? De ce cerem demisia? Pentru că e totul de râpă. Adică? Mizerie, jeg, nu-i condiții. Apă caldă aveți? Apă caldă la bloc n-am avut 3 zile la rând. Eu cred că ar trebui să... duc înapoi, nu ne-a venit. Să fugă, nu se plece. Nu a făcut nimica. A oprit lucrarea, toate lucrările le-a oprit. Toate ce a fost începute de doamna Firea, toate s-au oprit. Ea strânge de gât pe toți. A făcut din București cocină. Cocină a făcut și au venit la putere toți neaveniții. Campania de strângere de semnături pentru organizarea referendumului de demitere a primarului general Nicu Șordan va continua mâine începând cu ora 10 pe trotuarul din fața parcului Cismigiu, vis-a-vis de primăria generală a capitalei.